Corurile de la Bosan și Gura Humorului, Buciumașii de la Câmpulung Moldovenesc și Trâmbițașii de la Vicov, alături de tocarul Lucian Rusu, au adunat câteva zeci de suceveni în holul Consiliului Județean la concertul tradițional de toacă și muzică religioasă. V-a plăcut spectacolul? Da, frumos a fost. Ce v-a plăcut cel mai mult? Totul ce este. Tradițional, nu? Da, ce este în Bucovina, da, totul. A reușit. Oamenii muncesc, chiar dacă este sărbătoare, le place să fie cu toți împreună. Ca într-o familie. Pe lângă suceveni și câțiva turiști străini au ieșit să asculte concertul și să admire tradițiile locale din Bucovina. Hello, where are you from? Australia. You're from Australia. How come in Bucovina? My girlfriend is Romanian. Yeah, so and I'm you here. Chose this area for the Easter celebrations. Her family lives in the area. Eu sunt de aici, din Bucovina, așa că am venit la părinți. Da. Și cum mi s-a părut până acum? How did you like it till now? Fantastic, fantastic. The singing was amazing. Yeah. What did you do here? I stay with the family, I just learn about the customs, and I walk around and watch people live their life. Remember last night we went to the mass, to the sermon, so am ieșit la învierea seară, la 12 la bisericuța din Opcin, și astăzi de dimineață am mâncat un mic dejun neobișnuit, pască, sărmăluțe. A lot of food here in Romania, right? A lot of food, a lot of cooking and a lot of eating. Cei mici nu au fost nici ei neglijați. Teatrul de păpuși al ansamblului artistic Ciprian Porumbescu le-a pregătit și lor un spectacol, atent supervizat de însuși Iepurele de Paști. Sigur, iepurașul este prezent în ziua de Paști, să bucure copiii, să le facă bucurii, să le împartă daruri, ca în fiecare an. E iepurele tradițional pentru Bucovina? Cum se îmbină cu concertul de toacă, muzica religioasă? Sigur, iepurașul a existat din totdeauna, se îmbină și cu tradițiile, ne adaptăm și cu noul, încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul. Organizatorii au adus și iepuri adevărați pentru copii. 1. Dar cum este vă număr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 8! Tot cei mici, dar nu numai, au primit cozonac și ouă roșii. Să serviți câte un ou și o felie de cozonac. Vă rog, vă rog. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. N-am fost, eu am știut că începe la 1 și am întârziat un pic. Vă pare rău că l-ați pierdut? Rău, anul trecut am fost. Dar tot plecați acasă cu un ou roșu. Da. Mulțumesc! Aici, în Bucovina, tradițiile, obiceiurile, religia, spiritualitatea sunt la ele acasă. Eu cred că, an de an, sărbătorile pascale la Suceava sunt o mai frumoase, însă și prin acest efort, trebuie să spunem foarte clar, al domnului președinte Gheorghe Flutur, de a aduce lumina sfântă la Suceava, este un lucru deosebit.